acest episod ne vom juca Car Parking Multiplayer 2 și vom face misiunile, adică daily tasks. Și da, deci task-urile sunt marathon, social skills și barter. Noi am să facem marathon și social skills. Ok, și acum hai să ne ducem pe multiplayer. Wow! Ok, și practic strategia va fi să merg cât trimesc sticărie din alea. Adică direct așa și dau stickere. Pium, 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 pium. Ok, și am terminat cele două misiuni. Și da. Deci acum am să fac barter task și da, am să dau leave, am să-mi echipez marker-ul și da. Ok, acum voi scrie cine mă poate ajuta să fac barter task-ul. Bip, 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 bip. Și hai să ne ducem la locul unde de obicei sunt o grămadă de persoane, adică la locul unde se vând mașini. Și da, așa voi zice cam în fiecare episod, locul de unde se vând mașini, pentru că pur și simplu acolo se vând mașini. Lol. Și da. Ok. Sunt curios dacă măcar cineva va zice. Ok. Deci, în total, toată lumea m-a ignorat. Am creat mașina. Mașina 150. Am încercat ca să conduc. Și da, cine mă poate ajuta cu barter task? Oare cine mă va ajuta? Deci, da, se pare că va dura mult mai mult, deci voi da skip la cât voi aștepta, pentru că probabil că voi aștepta o grămadă. Oh my god, deci cineva vrea ca să dea sell la un Ferrari de 300.000. Bye. Ok, oh my god, deci chiar acum avem un... și ăsta e 10.000 de coins. Ce mi-ar plăcea ca să cumpăr și ăsta. Ok, și am vorbit destul de mult cu tipul ăla și... Da, și... Ferrari-ul! Hai să vedem cât costă. Deci ar trebui să coste ca vreo 10.000 de bănuți. Și hai să vedem dacă chiar costă atâta. Adică dacă costă atâta, atunci pot să zic că sunt... Oh my god, și Lexus-ul ăla. Oh my god! Ok, oficial sunt bogat. Încă este, încă misiunea este să iau ăla, cum se cheamă, coin segul, și doar că da. Chiar acum mă voi concentra pe acest Ferrari. E deși n-am să plătesc bănuți sau ceva de genul, pentru că pur și simplu n-am de ce. Deci acest Ferrari nu prea-mi place, pentru că pur și simplu da. Aoleu, n-are interior. Ok, gata. Cu interiorul este de 100 de ori mai bun. Ok, hai să vedem dacă putem să-i punem un spoiler sau ceva. Hai să ne uităm. Da, geamurile au, trebuie să le fac mai negre, neapărat. Adică mai puțin transparente. Și da, chiar acum eu zic că am făcut-o să arate mai bine. Și da. Ok. Noi mașina arată super bine. Și deși sunt foarte sărac, adică am 8767.
Pur și simplu voi vedea dacă ce pot să upgradez și ce-o fi, o fi. Ok, deci mașina... Cred că roșul n-am să-l schimb deloc, pentru că arată destul de bine. Și da. Deci chiar îmi place cum arată. Ok, hai să vedem. 108.000. Aoleo. Hai, engine market. Am 74. Ok. Ok, și hai să vedem cum se face ce zgomot scoate acesta Ferrari. Are o viteză bună, mai ales dacă nu e tunat, din câte am văzut. Dar e, sună foarte frumos și da. Ok, deci motorul sună destul de bine. Da, eu zic că e destul de bun acest Ferrari. Nu este destul de rar și nici măcar nu l-am pus. Și este și destul de bun. Dacă vă place și mai vreți și-l episoade, nu uitați să apăsați pe butonul de like și de subscribe și ne vedem data viitoare. Pa!